Fiți atenți, țineți-vă bine că se lasă greu rău de tot. Bineînțeles că, în primul rând, vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, mă sună un tovarăș. Deci, bă, rusule, te rog eu frumos, dacă poți, vină până la mine acasă, frate, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Bă, e ceva important, nu pot să spun prin telefon. Cel mai bine, vină până la mine acasă. Bine, mă, hai că mă urc în mașină, zic, și vin acum. Bă, era ceasul 9:30, 10, seara. Mă urc în mașină, mă duc la ăsta acasă. Bă, ajung la el acasă, el era în curte, la grătar, îi cânta muzica, mare petrecere la el în curte. Petrecea singur. Intru în curte, îl văd cu un pahar de vin la masă. Zic, bă, ce faci, bă, nebunule? Zic, ce e aici? Petrecere? Zic, ce faci aici? Băi, rusule, am dat lovitura. Băi, frate, am avut o combinație și am pus-o. Am câștigat o sumă frumoasă. Și zice, fii atent, dacă te-am chemat pe tine aici, te-am chemat pentru că te cunosc. Tu dă seama, zice, din toți prietenii mei, toate cunoștințele mele, eu te-am sunat pe tine. Pentru că știu ce fel de om ești. Bă, zic, eu mă bucur. Mă bucur să aud asta și mă bucur că m-ai chemat. Bravo, zic, felicitări. Bă, mă bucuram, știi? Am bucurat de norocul lui, de binele lui. Auziți, cum stăteam noi de vorbă acolo în curte, îmi sună telefon. Mă sună un marocan din Madrid. Marocanul ăsta stătuse în El Ejido, îl cunoșteam de mult. Cunoșteam că făceam combinații cu el, cumpăram de la el, una alta, deci ne cunoșteam. Și plecase în Madrid. Vă dați și voi seama ce orditor de meserie. Plecase pe treabă. Bă, și mă sună marocanul. Zice, Adrian, fii atent, eu sunt în Madrid acum, am ceva cantitate de aur pentru tine. 130-150 de grame de aur. Când poți să vii să-l iei? Zic, bă, în seara asta nu pot să plec, dar mâine de dimineață plec de aici. Mâine după amiază, mâine seară, zic, sunt la tine. Bun, zice, hai că te aștept. Închid telefonul cu marocanul. Ăsta a auzit, tovarășul ăsta al meu, știi, de stăteam cu el la masă, a auzit ce am vorbit acolo la telefon. Dar bine că nu m-am ferit. Zice, bă, rusule, pleci la Madrid, da? Zic, da, mă, m-a sunat acum unul să mă duc să iau niște aur. Am auzit că l-am auzit. Bă, frate, zice, te felicit, ești tare, zice, ce faci tu cu aurul ăsta? Te riști mult, bă, rusule, într-adevăr, e risc. Da, ia ăștia pe aici, zice, și pe la casă converte, pe acolo, pe dincolo, pe în parc. Te vorbesc și dai seama, invidia e mare, zice, așa e omul. Omul care poate și face, întotdeauna e vorbit, e bârfit, zice el. Așa sunt și eu, bă, rusule, de ăștia. Da, te felicit, frate. Te felicit că te riști. Dar zice, tu, zice, ție nu ți este frică să te duci, să vii cu aur de la Madrid și astea, să nu te oprească garda, să-ți găsească aurul, zice, să dai de belea, cine știe, o fi și furat, să nu dai de belea, cum faci, unde-l bagi, zice el. Zic, bă, păi, mă risc, îți dai seama că e risc, măi, nu s-o ocupa cu aur. Ăsta n-avea treabă cu aurul, n-avea treabă, ăsta s-o ocupa cu alte combinații. Acum eu vorbeam cu el, știi, și îi spuneam, zic, bă, o să o sun pe rusoaică, să o iau cu mine, zic, că e una când ești cu o femeie în mașină și te vede poliția că ai o femeie în dreapta și asta e una și ia uite, doi bărbați
să vadă poliția, mai repede te trage pe dreapta. Îi zic eu lui, să vorbesc cu rusoaica asta, să o iau. Păi și unde bagi aurul? Unde îl ascunzi, zice, dacă te oprește poliția? Păi zic, nu știu, nu m-am gândit, da? Mă gândesc eu, să vedem, nu știu. Poate iau un borcan de la de patec, că eu așa trimit aurul și acasă în România, zic. Bă, da, mi-era tovară, știi? Vorbeam cu el. O să iau un borcan de la de patec de la mare și să bag aurul acolo, la amestec cu pateu, bag în borcan și închid capacul. Cine zic, nu m-o căuta poliția în mașină să încaute borcanul cu pateu sau dacă îmi găsește borcanul cu pateu să încaute în borcan. Auzi? Auzi, bă, frate, ce deștept ești, auzi ce te duce capul, a? Bravo, bă, rusule, te felicit. Da-i, auzi, ce ești dușmănii și invidia de ăștia pe aici. Da-i, că poți, zice el. Bun, am stat cu el acolo la grătar, ne-am simțit bine. Am băut un pahar, două cu vin, am plecat acasă. Zic, bă, hai că nu mai pot să stau, mă duc acasă, mă pun și eu să dorm, că mâine de dimineață plec în Madrid. Bine, frate, mulțumesc că ai venit, nu știu ce acolo el, sunt bucuros că ai venit, mulțumesc mult. Fiți atenți, plec acasă, o sun pe rusoaică. Era târziu ceasul, o sun Ana, zic, hai că te trezesc din somn, scuză-mă, poți să mergi mâine de dimineață cu mine la Madrid? M-a sunat unul de acolo și are 130-150 de grame de aur. Poți să mergi cu mine, zic, să iau și aurul. Zice, da, merg că mâine nu am treabă, mergem, trebuie să mă iei, când vrei tu, treci, zic, pe la 7 și ceva plecăm. Bă, fraților, pe la 7 și ceva, 8 de dimineață, mă duc și o iau pe rusoaică de acasă. Fiți atenți aici, bă, să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Bă, mă duc și iau pe rusoaică de acasă, direcția Madrid. Bineînțeles că până în Madrid am mai oprit și noi la un restaurant, am mâncat ceva, am mai stat puțin. Na, sunt kilometri, știi? Destui kilometri. Ajungem în Madrid, bă. După amiază așa, ajungem în Madrid. Spre seară. Îl sun pe marocan, zic, băi, lasă-mi locația, că sunt în Madrid, lasă-mi locația, să vin la tine. Lasă marocanul locația, ajung la el acasă, stătea într-un apartament. Ajung la el acasă, acolo, la apartament, zic, ia mă, ce aur ai? Bă, marocanul mai era cu încă unul acolo, cu încă un marocan. Cred că omul lui, știi? Zic, ia mă, ce aur ai? Îmi scoate ăsta, zice, Adrian, fii atent, medalionul ăsta a avut pe spate scris nume, data nașterii și știu de la tine că e bine ca să șterg. Și am pilit eu aici pe medalionul ăsta, avea un medalion, vreo două brățări și un lanț, dar mari, știi? Zice, uite, ăsta e aurul care l-am. În fine, îl probez, știi, îl dau pe piatră, îl probez, îl cântăresc, aproape 150 de grame. Zic, bă, mai e ceva, dacă tot am venit până aici, zic, mai e ceva de vânzare? Nu, mai am, Adrian, ăsta e aurul care l-am, dar tu știi că, uite-te, eu sunt în Madrid. Eu aici mi-am făcut tovarăș, cunosc pe ăla, cunosc pe ăla, mai sunt care cumpără aur. Dar bagă de seamă, zice, că eu te-am sunat pe tine. Te-a sunat pe tine și ai venit din rocheta în Madrid ca să iei aur. Eu nu mă bag cu ăștia pe aici. Nu mă bag că nu-i cunosc, nu știu ce le poate pielea. Eu lucrez cu tine. Bă, ăsta știa că eu nu-l vindeam acolo în Spania ca să-i fac probleme, să-l bag la belea. Eu v-am spus, ori îl trimiteam în România, ori dacă vindeam acolo în Spania, vindeam piesele care nu erau însemnate, care n-aveau probleme. Sau îl topeam care era însemnat. Zice, eu te-am sunat pe tine. Cum îmi cade ceva, cum am ceva, te sun. Bine, mă. Bă, fraților, mă înțeleg cu el la preț, iau aurul. Bă, 16 euro gramul l-am luat. Iau aurul, i-am dat banii la marocan.
Mi-au aurul, plec de acolo. Ce zic la rusoaică? Bă, Ana, hai să mergem la un restaurant undeva să mâncăm și noi ceva și pe urmă plecăm spre casă. Ne-am dus prima dată, am luat niște pate, pateu de la, știi, la borcan, care sunteți prin Spania, știți, pateu ăla la borcan de sticlă. M-am dus, am luat două borcane de alea de pateu, am amestecat aurul, uite, așa, în borcan, să nu se vadă, știi, pe marginea borcanului, cu un băț, bac, 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 frumos l-am așezat, i-am pus capacul, am luat niște pâine, niște cârnați, un alt acolo, într-o pungă, în mașină. Mâncarea noastră, știi, dacă ne oprește poliția, zic, mâncarea noastră. Bă, ne-am dus și la un restaurant, am mâncat, am mai stat puțin pe acolo, prin Madrid, zic, ca să plecăm seara, să plecăm târziu, bă, eram obosit. Eram obosit, nu dormisem. Zic să plecăm seara. Bă, când să plecăm așa pe seară târziu, ce zice, mă, rusoaica? Adrian, și tu ești obosit, dar și eu sunt obosită. Că și rusoaica are permis de conducere, dar rusoaica n-a condus când am venit, știi, până în Madrid. Au condus singur. Zice, eu chiar dacă n-am condus, dar și eu sunt obosită. Și nu pot acum, spun sincer, nu pot să conduc, că te văd că ești rupt, îți văd ochii că ești obosit, hai cel mai bine să ne luăm o cameră la hotel, dormim puțin și plecăm mâine de dimineață. Sau mâine după amiază. Bravo, Ana, zic. Bravo, foarte bine ai gândit, tocmai bine, mâine mai stăm și noi pe aici prin Madrid, mai dăm o tură, mai vedem și noi Madridul și pe urmă plecăm. Bă, fraților, ne duce, ne luăm o cameră la hotel. Am dormit în seara aia la hotel. Bă, a doua zi, în fine, am mai dat noi așa o tură prin Madrid pe acolo. A doua zi am plecat. Ne-am pus la drum și am plecat să venim spre casă. Păi, la ieșire din Madrid, nu știu, am plecat noi după amiaza, nu știu cât era ceasul. 3, 4, 5, după amiaza. Fiți atenți. Bă, la ieșire din Madrid, să ieșim pe autovie, fiți atenți, poliția să făcea razie chiar la ieșire din Madrid. Bă, poliția acolo, bă, până în fața noastră mai erau vreo, nu știu, 10-15 mașini. Face semnul ăla, du-te, la următorul, du-te, la următorul, du-te. La următorul, du-te. Bă, nu oprea, bă, nicio mașină, mă. Nu oprea nicio mașină. Zic, Doamne ajută, zic, de nu ne opri și pe noi să ne dea drumul, să trecem, să știi. Băi, Lola, du-te, Lola, du-te. Ajunge la noi. Când a ajuns la noi, zice, stop. M-a luat poliția. Stop. Trage pe dreapta. Am tras mașina pe dreapta, păi erau 4-5 mașini de poliție. 4-5 mașini cu puștile în mâini, cum să face razie, că știți și voi care sunteți prin Spania sau care ați fost prin Spania, știți, când se face razie în Spania, așa se face, în stilul ăsta. Păi mi-am dat seama că e razie, bă, dar eu credeam că e de prafuri, iarbă, una alta. Hai, bă, zic, să vedem ce-o fi. Nu o fi, zic, chiar așa. M-a tras pe dreapta, geamul în jos. Actele la control. Mâinile pe volan. I-am dat actele, am pus mâinile pe volan. Să uită în acte, mă verifică. Zice, și la Cica sunt de actele. Dă și rusoaica. Actele, zice, să face o razie. Trebuie să vă percheziționăm. Ții mâinile pe volan, îți deschid eu ușa, nu faci nicio mișcare. Bun, m-a verificat, m-a dat în stație. Au văzut de câte ori am fost arestat, că am fost arestat pentru bătăi, pentru aur, pentru... Ce am fost eu arestat, știi? Zice, nu miști mâinile după volan, nu iei mâinile după volan, decât în momentul când cobor și când cobor, cobor cu mâinile în sus. Ne-am înțeles? Da, domnule, zic, știu regulile. Ok.
deschide la rusoaică, o scoate pe rusoaică prima dată din mașină, eu cu mâinile pe volan, mă scoate și pe mine din mașină, îmi pune mâinile la spate, cătușele, mă pune așa pe capotă și începe să mă percheziționeze. Bam, 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 m-au căutat, mi-au scos ce aveam eu prin buzunar, a pus acolo. Aia prin mașină căutau, căutau prin mașină. Vine unul și auzi ce mă întreabă, un polițist. Ia spune, unde-i borcanul cu pateu? Zic, cum? Ce te faci că n-auzi? Unde-i borcanul cu pateu? Zic, domne, ce borcan cu pateu? Că nu înțeleg. Noi avem pateu ce am mâncat noi. Nu știu la ce pateu vă referiți dumneavoastră. Hai, hai, nu te face că nu înțelegi, unde borcanul cu pateu? Băi, când am auzit. Băi, când am auzit că m-a întrebat, m-a luat la ghici, m-a luat la... Nu la ghici, m-a luat la direct. Unde borcanul cu pateu? Deci, direct. Băi, mi-am dat seama, băi, ce s-a întâmplat, bă. Zic, domne, acolo, în mașină, în pungă, unde-i pâinea, unde sunt cârnații, unde alea, zic, acolo este. Au scos borcanul, bagă la o sârmă, uite așa în borcan, scoate de acolo, din borcan, aurul. Uite așa cu sârma aia l-a scos de acolo. E al tău? Am zis, nici da, nici nu. Domne, zic, vreau să-mi sun și eu un avocat. Bă, zice, te-am întrebat, e al tău? Vreau să-mi sun un avocat. A, știi legea, a? Nu vrei să vorbești. Bine, a scos aurul de acolo, pune într-un plic. Așa, și a luat și borcanul. Zice, ești arestat. La secție ai voie să ai dreptul să suni un avocat. Bă, mă ia și pe mine și pe rusoaică. Ne duce la secție. Azi la secție ne-a băgat acolo, pe mine într-o cameră, pe rusoaică într-o cameră. Zice, ce ai făcut? Nu te lașă? Cumperi aur de la hoți. Ai oameni care fură pentru tine. Ai oameni care spar case pentru tine. Cine, domne, zic? Tu? Eu? Am eu oameni care fură pentru mine, care spar case pentru mine. Dar cine ți-a spus așa ceva? Ăsta l-am cumpărat și eu pentru iubita mea. Eu cu rusoaica știam vorba. Dacă ne oprește poliția alea să spun că e iubita mea. Înțelegeți? Ca să ne potrivim la vorbă. Zic, domne, aurul ăsta l-am cumpărat pentru iubita mea, l-am ascuns acolo să nu-l găsească unul altul care se urcă pe la mine, pe mașină și eu știu și... Hai, hai, zice, lasă astea că l-ai ascuns tu acolo, l-ai luat să-l vinzi. Domne, zic, pentru iubita mea l-am luat. Vreau să-mi sun un avocat. Vă rog eu frumos, am și eu dreptul ăsta să-mi sun un avocat. Dar cum să nu, zice? Imediat îți sun și avocatul. Stai să-ți facem foaia de arestare. Băi, dracu, bă, ăștia, garda asta din Madrid, care sunteți în Madrid, știți, bă, sunt periculoși rău de tot. Sunt haladiți, bă, știți cum lucrează? Încalcă și legea până unde se poate să o încalce. Bine, nu toți polițai, dar o parte din ei încalcă legea până la limită. Hai să-ți fac foaia, zice, și pe urmă suni avocatul. El ca să termine, să-și facă treaba, știi, să-și facă foaia, să-și facă alea, după ce am sunat, hap, direct să mă bage pe arest. Că știa că până vine avocatul meu și alea durează. Bă, îmi face foaia, îmi face tot. În fine, mi-a dat voie să sun avocatul. Fiți atenți aici. Sun avocatul. Băi, Joaquin, zic, uite, sunt arestat în Madrid. Am cumpărat și eu pentru iubita mea niște aur. Și m-au arestat ăștia. A zis că n-am voie să cumpăr aur. Polițaiul s-a uitat la mine. Adică, vezi, doamne, cum să n-am voie? Am voie, dar n-am voie să fac bișniță, știi? Cred că ăștia vor să spună că n-am voie să cumpăr aur. Nu știu ce vor ei să spună. Zic că eu nu prea înțeleg legea, nu știu ce vor ei să spună. Dar vino tu aici, zic că uite, sunt arestat. Bă, vă dați seama să vină avocatul din Almeria, Joaquin,
Joaquin stă în Almeria. Să vină Joaquin din Almeria, eu trebuia să-i plătesc hotelul. I-am plătit hotelul, drumul, bineînțeles, vreo 1500 de euro, plus hotel, plus cheltuială, un alta. În fine, zic, vin o să mă scoți. Zice, nu pot să vin azi, îți dai seama, vin mâine, vezi că o să te bage pe arest, știi foarte bine, stai și tu pe arest și mâine când te scoate la judecată, ne întâlnim la judecată. Cu cine ești? Zic, cu Rusoaica. Bine, cu Ana. Bine, bine, zice, hai că ne vedem mâine. Bă, fraților, ce să mai, ne ia și ne bagă pe calabos. Ne-a băgat pe calabos, zic, Ana, asta e, dormim și noi aici în seara asta. Stai liniștit, Adrian, nu-i problemă, lasă că încercăm și experiența asta de viață. Bă, Rusoaica, sânge în ea, mă. Păi sânge în ea, bă, și un caracter, Rusoaica niciodată nu a dat înapoi. Că m-a întrebat cineva în comentarii dacă mai țin legătura cu Ana, cu Rusoaica. Dar cum să nu țin? Cum să nu țin legătura? Bă, eu sunt omul care eu țin legătura cu prietenii mei, cu prietenele mele. Eu țin legătura. Bine, am avut și prieteni care s-au dat deoparte sau, mă rog, dar eu țin legătura. Ăia care îmi sunt prieteni, care nu, du-te, fiecare pe drumul lui. În fine, deține legătura. Ne-a băgat, ea era aici, m-a băgat pe mine în celula asta și lângă mine, dar noi nu ne vedeam. Știi că erau ușile așa la un hol, noi nu ne vedeam. Bă, și vorbesc cu Rusoaica acolo, zic, Ana, stai liniștită, zic că da, știu, Adrian, stai, nu-ți face probleme. În fine, cercam așa să o liniștesc. Bă, a doua zi de dimineață vine să ne scoată la judecată. Mâinile la spate, în fire, procedura lor acolo, am întors mâinile, am pus cătușele, pe urmă a deschis ușa pe acolo, pe vizetă, știi? Bagă mâna pe vizetă, spune cătușele, deschide ușa, sau îți deschide ușa lui Rusoaica, a deschis ușa, a pus cătușele și pe urmă a luat-o. Bă, ne scoate de acolo, ne duce la judecată. Vine avocatul la judecată. Până să mă bage, să mă judece, a venit avocatul să vorbească cu mine. Ce s-a întâmplat? Spune-mi cum a fost, cum alea, că ai dreptul, știi, să vorbești cu avocatul. Eu zic, uite așa, așa, i-am spus ce s-a întâmplat. Uite așa, 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 așa. Da? Da. Stai să iau dosarul să văd. Ia ăsta să uit acolo, în acte, în alea, tot ce era. Bă, mâncavaș. Bă, fraților. Bă, vedeți voi. Fiți atenți, că pe urmă vă spun. Zice, îl cunoști pe ăsta? Zdrang Bang, nume, prenume, știi? N-are rost să-i dau numele, că să știe el. Să știe el și n-are rost să-i dau numele. Zice, îl cunoști pe ăsta? Bă, dar cum să nu-l cunosc? Cum să nu-l cunosc? Zic că am fost la el, dar am băut cu el și am mâncat o friptură și... I-ai spus, nu, ce vrei să faci? Păi tă zic că m-a sunat ăla și vorbeam cu el. Te-a dat în gât. Te-a dat în gât, ăsta te-a turnat. Bă, tovarășul meu, așa zis tovarăș, ăla îmi spunea frate. Frate în sus, frate în jos, că eu sunt prietenul lui, că el are încredere în mine, că eu sunt fratele lui, că alea. Bă, ăla m-a dat în gât, băi. Bă, ăla a fost suficient să-i spun ce vreau să fac, să-i spun planul meu, să-i spun gândul meu, să-i spun inima mea, ca să poată să-mi o dea la picioare, bă. A? Frate, frate, a? Tovarăș el, tovarăș cu mine. Băi, fraților, a sunat la poliție și a spus, băi, mașina cu tare, că știa mașina, mașina cu tare, vezi că o să treacă cu aur, o să bage într-un borcan cu pateu, cu alea. Băi, m-a dat în gât, bă! Bă, și mă gândeam eu pe urmă să schimb strategia, să nu mai bag în pateu, să bag în altceva, dar bine, nu mă gândeam că mă dă el în gât. Mă gândeam eu așa să schimb, poate să bag în altceva, să nu mai bag în pateu, să schimb, știi? N-am schimbat. Am rămas tot pe varianta asta, tot pe ideea mea. Zice, ăsta te-a dat în gât, a sunat la poliție și te-a dat în gât. Te-a turnat. Te-a sifonat la poliție, tovarășul tău. Păi, când am auzit, vă dați seama cum i-a picat, nu? Eu să mor eu de nu m-am bucurat de binele lui.
Băi, eu m-am bucurat, băi, eu n-am ură și dușmănie pe nimeni și niciodată în viața mea n-am avut. În momentul când ai ură și dușmănie pe cineva, îți afectează ție organele. Nu știu, te îmbolnăvești, suferi, ești trist, ești necăjit. Când urăști pe cineva, când dușmănești pe cineva, tot timpul în tine e o tristețe. Băi, eu să mor, eu dar am dușmănit vreodată pe cineva. Sau dacă am avut vreodată invidie pe cineva, niciodată, eu m-am bucurat. M-am bucurat pentru aproapele, pentru prieteni, pentru m-am bucurat. În fine, ăsta m-a turnat, bă. Bă, vă dați seama, 150 de grame de aur. Făceți și voi socoteala a banii care l-am luat, făceți socoteala cât am dat la avocat, plătește-i drumul, plătește-i toate alea, cheltuială. Bine că am vândut eu pe urmă aurul pe 4, 5, 50 de euro, nu mai țin minte. Am vândut gramul, ca să vedeți, fiți atenți. Zice, ăsta te-a dat în gât. Bun, poți să mă scoți? Zice, da, cum să nu te scot? Și îți iau și aurul înapoi. Îți iau aurul înapoi. Bă, ajungem acolo la judecătoare. Era o judecătoare. Ajungem la judecătoare, zice avocatul. Doamna judecătoare, aurul este furat? Nu, s-a verificat aurul și nu este furat. Păi și atunci poliția de ce l-a reținut? De ce l-a ținut pe arest? Păi dacă ei spun că a verificat aurul abia după, înainte să-l aducă la judecat, au verificat aurul și au văzut că nu este furat și alea. Bă, de unde că ei au verificat aurul atunci când m-au adus la secție? Că mi-a luat aurul de acolo, a zis că se duce să-l verifice, ei l-au verificat, au văzut că nu e furat. Dar legea le permite, bă, să te bage la calabos, bă. Le permite legea. Și el cum să-mi dea mie drumul să spună vină mâine la judecată? N-avea cum, sau să-mi dea aurul înapoi. N-avea cum. Ei au făcut fișă de reținere. Să-mi rețină aurul pentru o săptămână ca să-l verifice. Auzi, bă, o săptămână. Așa e legea. Să-mi verifice aurul. Zice, nu este furat, este verificat. Bine, a spus avocatul acolo, dale lui, bani, zdrang, aur, nu știu ce. Să-mi dea aurul înapoi, dacă nu este furat, s-a făcut constatarea, tot, s-au semnat actele, liber și eu și Rusoaica, aurul înapoi. Ne-a dat aurul înapoi, ne-a pus liberi și am plecat. Bineînțeles că am cheltuit ceva. Dar v-am spus că pe urmă am vândut aurul, nu mai știu, 4, 5, 50 de euro gramul. Am vândut aurul, mi-am mai recuperat din pagubă, știi cum ar veni. Plec de acolo, avocatul a plecat acasă, bineînțeles că am plecat și eu, bă, mi-a făcut pe urmă foaie, mi-a făcut foaie că aurul nu este furat. Voi înțelege ce șmecherie e asta? Asta e tare rău de tot. Pe urmă eu l-am vândut, în Spania l-am vândut la bucată. Bă, Spania la bucată. N-avea ce să-mi facă poliția, că eu aveam foaie de la poliția din Madrid că aurul este bun, că l-au verificat ei. Acum, normal, aurul, să nu credeți că nu era ciordit. Ăștia doar cu asta s-o ocupa. Dar ei ce a făcut? A șters toate semnele, toate marcajele, toate alea după medalion și alea. Și ce se întâmplă? Că v-am mai spus treaba asta. Dacă păgubitul nu se duce să reclame furtul și n-are acte, de exemplu, i-a furat o brățară lui Ghițel. Dacă Ghițel nu se duce să reclame brățara aia, să aibă acte la ea, să o reclame la poliție, să vină cu actele, brățara aia nu figurează furată. Ți-o ia poliția, te găsește cu ea, ți-o verifică, n-a reclamat-o nimeni. Chiar dacă aurul ăla e furat, înțelegeți? Deci asta s-a întâmplat cu aurul. Nu știm dacă l-a reclamat, dacă nu l-a reclamat, dar în fine, mi-a făcut acte că aurul nu este furat. Mi-a luat aurul, a luat-o pe Rusoaica, am plecat de acolo, bucuros pe parte. Bucuros că mi-am recuperat aurul. Băi, ajung acasă, băi, în rocheta. O duc direct la ăsta acasă. Nu l-am sunat. Nu că să-l sun, nu că să vorbesc cu el pe telefon, nu mă. Direct la el acasă. Băi, m-am dus, l-am căutat, că știam
că acolo stă cu nevastă sa, n-avea altă casă, nu stătea în altă parte. M-am dus la el, l-am strigat, nimic, l-am sunat, nimic. Nu mi-a răspuns, bă. M-am dus și următoarea zi acolo, nimic. Cred că vreo săptămână la rând m-am dus la el în fiecare zi. Bă, în fiecare zi m-am dus la el acasă, o săptămână la rând. Până iese un vecin și zice, dar nu mai veni că vii degeaba. Din câte știu, s-a mutat de aici. Nu mai stă aici. Bine că pe urmă am aflat că a plecat în România. A dat și el acolo lovitura, a luat cât a luat și a luat nevasta și au plecat în România. Zice, nu mai veni aici, că din câte știu s-au mutat, nu știu unde or fi plecat, că or fi plecat în România, că s-or fi mutat în altă parte, nu știu, dar nu mai veni, zice că vii degeaba. Au golit casa și au luat tot de aici. Bă, de atunci n-am mai dat ochii cu el. Dar bine că omul, cum e vorba aia, să întâlnește el munte cu munte. Da, păi om cu om. Pe urmă am auzit și eu, bă, rusule, au plecat în România, a luat-o pe nevasta și a plecat acasă. Bă, vedeți voi, băi fraților, bă, întâmplările mele, uite și vlogul de ieri. Vlogul care l-am pus, ultimul vlog. Bă, dacă urmăriți vlogul ăla, băi, toate vlogurile mele, adevărate lecții de viață, băi, eu le fac și îmi povestesc viața și mi-o pun pe tavă. Uite așa cum e cana asta, transparentă, și puteți să vedeți în cană ce am eu și cât beau eu din cană, cum e cana asta transparentă, așa sunt eu transparent pentru voi, care aveți ochi să vedeți și care aveți urechi să auziți și care vreți să mă înțelegeți. Bă, îmi pun viața pe tavă, uite așa, și vă povestesc. Bă, fraților, oamenii sunt perverși. O parte din ei. Bă, te cheamă, mănânci cu el la masă. Îl chem la tine acasă, mănâncă cu tine la masă. Tovarășul tău, zici că e fratele tău, spune frate, frate. Și pe partea alaltă te sapă pe la spate, mă. Și ar fi în stare să te bage la pușcărie. Ar fi în stare să-ți ia viața. De ce? Doar dacă te descurci. Dacă ești cel mai bun bucătar, vei fi dușmănit și invidiat. Dacă ești cel mai bun zugrav, vei fi dușmănit, bârfit și invidiat. Dacă ești cel mai bun șofer, la fel. Dacă ești cel mai bun, nu știu, mecanic, la fel. Vei fi dușmănit și invidiat. O, la bută. Înțelegi concurența. Bă, eu îmi făceam treaba așa cum știam, cum puteam și mă riscam. Eu m-am riscat. Eu tot drumul ăsta care l-am parcurs, făcând bișniță, eu am avut risc maxim. Și eram dușmănit și invidiat. Știam, dar v-am spus, om care poate întotdeauna e bârfit și invidiat. Feriți-vă. Bă, feriți-vă și să fie niște lecții de viață ceea ce vă povestesc eu și prin ce am trecut eu, eu vi le povestesc ca să fie adevărate lecții de viață pentru voi care vreți să băgați la cap și să le ascultați, vă va prinde bine, de bine în viață. Vă va prinde de bine în viață. Feriți-vă de oameni, că oamenii sunt cei mai periculoși. Auziți? Când se aude sirena asta, e tristețe. Asta e omul. Vedeți? În fine, vreau să vă urez sărbători fericite la toată lumea, vă spun multă sănătate, numai bine rău la nimeni și noi ne revedem la următoarele vloguri. Țineți-vă bine că vor urma vloguri, o să vedeți. Sănătate multă!